Bun găsit, este ora 15, o ediție specială, sunt Andreea Dumitrache, Breaking News. Este întâlnire de gradul 0 la Palatul Victoria. Acum, Nicolae Ciucă, premierul, și Marcel Ciolacu, președintele PSD, au discuții și vedem dacă decid măsura pe care să o ia guvernul așa încât prețul carburanților să scadă. Alex Vlădescu este la guvern. În exclusivitate avem variantele de pe masa lor. Bun găsit, Alex. Foarte complicate întâlnirile de astăzi. Cine participă? A fost o întâlnire tehnică de dimineață, o altă întâlnire între premierul Ciucă și Marcel Ciolacu și tot așteptăm și noi decizia. Ce ai aflat? Bună ziua, da, o ședință de ultimă oră aici la Palatul Victoria a Coaliției de Guvernare. Participă printre alții șeful Partidului Social Democrat, premierul Nicolae Ciucă, șef al Partidului Național Liberal. Știm că din partea UDMR a venit Tanțoș Barna, ministrul mediului. Liderul UDMR nu e în țară, este la Bruxelles în aceste zile. Se discută în primul rând despre această problemă a prețului la carburanți. Ședința Coaliției vine după o alta care a avut loc în această dimineață aici la Palatul Victoria a premierului Nicolae Ciucă, împreună cu conducerea celor de la ANAF, a Consiliului Concurenței, a ministrului Finanțelor Adrian Căciu și cu reprezentanți din Ministerul Energiei. Se caută soluții. Cei de la PSD știm că au venit cu două soluții. Cei de la PNL se gândesc acum însă la plafonarea profitului, marjei de profit, cel puțin pentru unul dintre marii comercianți de carburanți din țara noastră, astfel încât odată ce carburanții motorina, benzina vor fi mai ieftine la stațiile PECO acestui comerciant, iată, și celelalte lanțuri vor adopta și ele același model pentru a fi redus prețul la carburant. Vom vedea însă care dintre aceste măsuri vor rămâne pe masa guvernului. Știm însă că până mâine va fi luată această decizie potrivit unor surse guvernamentale. Decizia pe prețul la carburanți va veni până mâine. Cine e marele câștigător din toată această creștere? Ei bine, chiar statul român a câștigat undeva la 3,2 milioane de euro în fiecare zi din creșterea prețurilor la carburanți, adică 133.000 de euro pe oră, potrivit calculelor făcute de către colegii noștri de la Antena 3. Așadar, iată, se caută aceste soluții. Vom vedea și cât de repede vor fi puse în practică. Oricum, potrivit surselor guvernamentale, odată ce este decisă ședința în coaliție, premierul Nicolae Ciucă va fi cel care va face anunțul public. Vom vedea acum și cât de repede, vă spuneam, se vor aplica aceste soluții. Foarte importantă, Alex Vlădescu, ar trebui să auzim în următoarele ore care este varianta pe care merge executivul. Și ați văzut în exclusivitate, am aflat aceste două posibilități. Propunerea PNL și vedem exact cu ce vin cei din PNL prin ministrul energiei, Virgil Popescu, care este plecat din țară, însă a transmis această variantă. Și cei de la PNL spun că cel mai bine ar fi să existe o înțelegere cu principalul la companie petrolieră de la noi din țară, OMV Petrom, să scadă prețul la carburant și după aceea și celelalte ar face la fel și așa să vedem o scădere a prețului. Iar cei din PSD vin cu acest principiu, plafonarea adaosului comercial pe lanț și a marjei de profit. Un principiu, nu avem formula exactă. La fel și din PNL, la mica înțelegere. Să vedem dacă îi convingem, să vedem ce facă. Acestea sunt variantele de pe masa premierului Ciucă. Așteptăm în următoarele ore să vedem și decizii.